Haideți să vedem alte operații numere raționale pozitive. Acum vom discuta despre înmulțirea și împărțirea lor și avem o primă aplicație care ni se cere să efectuăm înmulțirea unor numere raționale pozitive. Primul subpunct avem 7 ori 3 supra 5. Știm că 7 putem să formăm unei fracții 7 pe 1 ori 3 supra 5 și din clasa 5 știm că înmulțirea